Sunt foarte rapizi, foarte deștepți, pot învinge aproape pe oricine și există doar în filme și literatură. Ei bine, nu chiar, ninja există printre noi. Cel puțin unul. Jinichi Kawakami, un inginer în vârstă de 73 de ani, e probabil ultimul mare maestru ninja adevărat din Japonia. Este al 21-lea șef al clanului Ban. Această familie are rădăcini ninja care datează de 500 de ani. Și se pare că Jinichi va fi ultimul, deoarece nu plănuiește să-și transmită abilitățile unui al 22-lea șef de clan. Dacă dăm crezare folclorului japonez, strămoșul ninja este un demon care era jumătate om și jumătate cioară. Potrivit unor înregistrări mai oficiale, un samurai căzut la datorie a înființat prima școală de ninja în 1162. În timp ce Japonia trecea prin câteva secole tumultoase, cultura ninja era înfloritoare. Nu trebuia să fii un samurai căzut în disgrație sau un nobil pentru a te alătura lor. Cei mai mulți ninja erau țărani și fermieri care aveau nevoie de aceste abilități pentru a-și proteja bunurile. Femeile ninja se deghizau în dansatoare sau servitoare pentru a se apropia de dușmani și a le afla secretele. Apoi, pe măsură ce lucrurile au devenit mai stabile în țară, practica a devenit mai puțin populară, deși unele familii, precum Kawakami, au rămas fidele acesteia. Ultimul ninja din lume a început să învețe vechea arta strămoșilor săi la vârsta de 6 ani. Și-a însușit chimia, meteorologia și psihologia și, bineînțeles, și-a dezvoltat câteva abilități fizice. A exersat concentrarea uitându-se la fitilul unei lumânări până când a avut senzația că se află în interiorul acesteia. A exersat, de asemenea, superauzul. Nici măcar un ac nu ar fi căzut pe podea fără să fie observat. De asemenea, s-a antrenat să îndure căldura și frigul, durerea și foamea. A trebuit să se cațere pe pereți, să sară de la înălțime și să amestece substanțe chimice. Își amintește că antrenamentul a fost super greu, dar s-a obișnuit cu el ca parte a vieții sale. La 19 ani, Jinichi a devenit oficial maestru și a primit pergamente și instrumente secrete de la profesorul său. Un secret important pe care îl împărtășește cu plăcere lumii este că a fi ninja înseamnă mai mult să prinzi oameni cu garda jos decât să folosești forța. El a decis să nu numească pe nimeni ca mare maestru, deoarece crede că e imposibil să practici toate abilitățile ninja în realitatea de astăzi. A împărtășit însă unele abilități ale sale și a avut un elev eminent care acum transmite aceste cunoștințe altora. Kawakami conduce acum un muzeu în Japonia și face cercetări despre istoria ninja la una dintre universitățile locale. Îți amintești de globul pământesc de la geografie? Sunt șanse că acesta să fi fost creat într-unul dintre ultimele ateliere din lume care mai fabrică manual globuri. Aceste globuri costă o sumă forfetară de la $1800 pentru un mini-glob de birou până la $89.000 pentru cel mai mare model disponibil. Artizanii care le produc la Bellerby & Company, un atelier ascuns pe o alee lăturalnică din nordul Londrei, lucrează la unele globuri chiar și un an. E nevoie de mult efort, îndemânare și răbdare în timp ce urmăresc pas cu pas procesul vechi de secole. Fondatorul companiei spune că i-a luat în jur de 2 ani pentru a stăpâni procesul și continuă să învețe în fiecare zi. El a fost inspirat să înființeze atelierul după ce a căutat fără succes un glob pentru ziua de naștere a tatălui său. În prezent, în atelier lucrează peste 20 de persoane, de la cartografii care proiectează hărțile, la artiștii care pictează detaliile, nuanțează granițele și liniile de coastă și se asigură că fiecare tușă e precisă. Bellerby spune că se folosesc materiale și tehnici care fac ca globurile lor să reziste secole întregi. Dacă te decizi să comanzi un glob, îl poți personaliza cu itinerarele sau locurile importante pentru tine evidențiate pe el. Cel mai probabil vei trece pe lângă această clădire ascunsă în orașul Chennai din sudul Indiei, dar merită să te oprești. Acolo, fiecare zi din 1927, o echipă lucrează la crearea ceea ce este acum ultimul ziar scris de mână din lume. 3 generații ale echipei s-au schimbat, toate cu aceeași misiune de a păstra arta străveche a caligrafiei urdu. Astăzi, 6 persoane lucrează la The Musalman. Au o cameră micuță cu 2 ventilatoare, 3 becuri și un tub cu neon și toți sunt dedicați sarcinilor. Ziarul iese în fiecare seară și este format din 4 pagini. Mai întâi e scris de mână și apoi e produs în mai multe exemplare pe o tiparniță pentru mii de abonați. Există o fabrică în Marea Britanie care ar putea fi ultima din lume care mai produce foarfeci manual.
Fabrica Wright s-a ocupat de fabricarea foarfecilor cel puțin de la începutul secolului al XIX-lea. Meșteșugul a fost transmis din generație în generație până la moartea capului celei de-a cincea generații. Afacerea a fost prosperă până în anii 1970, dar apoi oamenii au avut acces ușor la foarfeci mai ieftine din Asia, pe care nu le părea rău să le înlocuiască din când în când. Numărul companiilor producătoare de foarfeci din Anglia a scăzut de la 70 la 2 până în 1990. Apoi noi proprietari ai afacerii Wright au intervenit. Lucrurile nu mergeau prea bine când un videoclip despre procesul de fabricare a foarfecilor în cadrul companiei a devenit viral, iar ei au fost inundați de comenzi din SUA și au rămas pe linia de plutire. Cu toții ne amintim acele imagini din cărțile de biologie cu viermi de mătase care muncesc din greu pentru a produce mătasea. Dar există o doamnă în această lume care știe cum să producă mătase de mare sau bisus din saliva unui tip de scoică foarte rar întâlnit. Numele ei este Chiara Vigo și locuiește în Italia, pe una dintre insulele Sardiniei. A învățat acest meșteșug de la bunica ei, care l-a învățat de la mama ei. În fiecare primăvară, ea se scufundă dis de dimineață pentru a colecta saliva de scoică și a o transforma în ceea ce a fost cea mai aleasă țesătură din Egipt, Grecia și Roma antică. Mătasea rezultată strălucește ca aurul în soare și nu cântărește aproape nimic. Ai putea crede că Chiara face milioane de euro din meseria ei, dar nu-și vinde niciodată lucrările. Ea crede că acestea sunt sufletul mării și oferă gratuit țesătura oamenilor care îi cer ajutorul. Ei cred că bisus aduce noroc și fertilitate. Ultimul sistem de tramvai pe cablu din lume are aproape 150 de ani și încă funcționează în, ai ghicit, San Francisco. Are statutul de monument național și e imposibil să ne imaginăm orașul fără el. Ideea acestuia i-a venit unui inginer din Scoția când a văzut cum caii se chinuiau să tragă un tramvai pe pavajul umed. El lucra în industria minieră, așa că a adaptat tehnologia benzilor transportatoare care ridicau încărcături grele pentru sistemul de tramvai pe cablu. Invenția sa a avut un succes uriaș și instantaneu. Pe la mijlocul secolului al XX-lea, autobuzele au devenit mult mai ieftine de exploatat decât tramvaiele pe cablu, așa că primarul de atunci din San Francisco a declarat că orașul ar trebui să scape de mijloacele de transport de epocă. Locuitorii s-au opus cu tărie acestei decizii și au reușit să salveze iubitul lor sistem de tramvai pe cablu. Ai vizionat vreodată un film la un cinematograf mobil? Acestea au apărut în Marea Britanie în anii 1960. Ideea era ca un cinematograf să se deplaseze între firmele de inginerie și să difuzeze videoclipuri despre cum să-și îmbunătățească productivitatea. Primul prototip a fost un succes, așa că s-au construit 7 cinematografe mobile personalizate numite Bedford, care aveau să facă turul țării pentru a crește standardele și a promova istoria britanică. Filmele erau difuzate în interiorul rulotei. Ministerul Tehnologiei a vândut în curând toate cinematografele mobile și unul singur mai poate servi scopului inițial. Acesta se află acum la un muzeu printre alte vehicule de epocă. P.S. Waverley e singurul vapor de pasageri cu zbaturi rămas în lume. A fost numit după primul roman al lui Sir Walter Scott Waverley. Acesta transportă pasageri din 1975. Cumpărătorii au restaurat aspectul original al vaporului cu abur de la mijlocul secolului 20, când a fost construit. Dacă dorești să-l vezi personal, poți face o excursie din unul dintre porturile britanice. Waverley a călătorit de mai multe ori în jurul coastei britanice și a obținut statutul de navă de importanță națională preeminentă.